Autoritățile locale din municipiul Roman au decis reamenajarea fântânii artenziene din fața primăriei Roman. În ședința operativă de la începutul acestei săptămâni s-a discutat eventuala modernizare a acesteia. Discuții pe care am avut-o în operativă astăzi, dorim reamenajarea fântânii artenziene din fața primăriei. Drept pentru care am propus să analizăm și să achiziționăm DPSA un proiectant care ar putea să devină cu o soluție, astfel încât să putem elimina mai multe din pierderile pe care le avem, rețelele de sufii foarte vechi, pompele care sunt foarte multe, fiind un sistem, dacă vreți, destul de vechi. Ideea modernizării obiectivului se impune ca urmare a faptului că actuala fântână, construită de autoritățile comuniste prin anii 1980, este energofagă. Mai există și dezavantajul că nu se mai găsesc piese de schimb pentru aceasta. Chiar dacă a mai fost reabilitată de-a lungul timpului din anii 80 și de asemenea, deci peste 18 pompi asigură funcționarea ei, plus ghiuzele jeturilor și becurile care, de fapt, nici nu se mai practică, nici nu se mai găsesc în comerț. Am colectat cam tot ce a fost prin țară, pe la demand, în toate depozitele, ca să putem asigura funcționarea și pe perioada următoare, drept pentru care ne propunem un gând, o idee de a vizualiza, de a analiza, de a avea o propunere, o propunere pe care, una, două, trei, pe care să le lansăm și public într-o dezbatere, și funcție și de opțiunea cetățenilor să putem să ajungem la o idee constructivă bazată pe o funcționalitate optimă. Dacă în urma consultării cetățenilor se va ajunge la concluzia că se pot investi bani publici din bugetul local într-un astfel de element de decor ambiental urban, se va trece la comandarea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea ei. Fântânile arteziene au avantajul de a îmbunătăți factorii de mediu, mai ales în timpul verilor caniculare. Fântâna din fața primăriei a mai fost cârpită în mandatul primarului Dan Ioan Cărpușor, când s-au cheltuit 2 milioane de euro, fântâna având și o componentă muzicală. O altă fântână a fost amplasată de același edil în piațeta din fața hotelului, fiind proiectată ca o piramidă. Ea a fost înlocuită ulterior în mandatul actualului primar, fiind inclusă în planul integrat de dezvoltare urbană finanțat de Uniunea Europeană. O fântână arteziană mai mică, de tip vechi, există și în parcul municipal și ea construită în vremea comuniștilor. La șirul fântânilor arteziene se adaugă și cea din pietonalul Ștefan cel Mare, intrarea dinspre biserica Precista Mică.